Talebanul pe story astăzi. Trebuia să fac o reacție. Am avut mici probleme. N-am putut să o pun pe YouTube. Așteptăm. Dar între timp dăm drumul la un story. Dăm drumul la un story care l-am mai făcut, dar vreau să-l refac pentru acele persoane care s-au abonat de puțin timp și așa o să mă cunoască mai bine. Astăzi vreau să vă povestesc cum am plecat în Italia, de ce am plecat în Italia și primul meu servici. Prin 2007 mi-a intrat în gând și în cap să plec în Italia. De ce? Eu aveam prieteni ăștia mai mari care se întorceau de prin țări străine. După 2 luni aveai impresia că sunt cei mai bogați. Și fiind copil, în perioada aia, tu ce visai? Să fii bogat, să faci bani, să faci ce vrei tu, să nu mai ceri bani la părinți și așa mai departe. Și cum că eu aveam prieteni chiar de treabă, prieteni care spuneau tot timpul adevărul, îmi spuneau tot timpul adevărul, se întorceau cu tricourile alea cu scrisul pe piept Italia. Ei dădeau 2 euro, mie îmi ziceau că le-au dat 100 de euro. Își luau Adidas Puna, nu Puma, Puna. Dar dacă nu te uitai bine, aveai impresia că sunt originali. Poa, pe ăștia am dat 200 de euro. Bă, ești nebun. Își luau un telefon. Ei ziceau că l-au cumpărat. Acum nu știu, dacă stau bine și mă gândesc, în perioada aia, ar fi ușor să fi luat mai așa și nu așa. Da, bă, tovarăș, frate, tovarăș, și nu te mint, mă, tovarăș, și spun tot timpul adevărul. Când îți vin tovarășii și îți povestesc, bă, e așa de frumos în Italia, că oamenii nici măcar nu-și spală hainele, mă, le aruncă direct. Îi costă mai puțin să-și le cumpere decât să le spele. Păi, în Italia, când trebuie să schimbi uleiul și roțile, oamenii nu le fac, frate. Vând mașinile și-și cumpără alte noi. Mașinile le vând la străini, la săraci. Bă, în Italia sunt bani, mă, să mor. Bă, Alex, crede-mă, în Italia chiar sunt câinii cu covrigi în coadă, frate. Mă, frate, eu i-am crezut, ce să vă zic. Eram copil. Deja când am ajuns la grădina zoologică din Craiova, aveam impresia că sunt în Africa. Deci, credeți-mă, chiar am crezut. Am zis, bă, tovarăș, de ce să te mintă un tovarăș? Ăsta, pur și simplu, în 2 luni pe Italia, frate... Director era el pe acolo. Mai prostii și-a inventat. Am zis, frate, plec și-o, mă. Cum fac 18 ani? Plec în pula mea. Bine, că să spun adevărul, nici măcar nu mi-aduc aminte dacă am așteptat să fac 18 ani acum. Chiar că stau bine să mă gândesc. Dar asta n-are nicio legătură. Fraților, abia așteptam să plec și-o în Italia. Că am sunat-o pe maică mea. Cumpărăm bilet la autobuz. Nu la avion, la autobuz. Că vin în Italia să fac bani. Maica mea când a auzit și a făcut aia cruce și a zis alți 80 de euro aruncați. Ăsta vine în Italia și pleacă. Maica mea era deja în Italia, știa ce înseamnă străinătate. Fraților, când am plecat în Italia, mi-aduc și acum aminte. Eu deja mă așteptam, aveam telefonul, frate, cu baterie 100%, frate. Am zis, cum ajung în Italia, deja încep cu poze, cu alea, să le pun pe Facebook, să mă dau șmecher. Că eu mă gândeam că ajung în Italia și o să găsesc zgârie nori. Cum vezi, frate, prin filmele americane, mâncați și gurată. Bă, deja frumos a început în momentul în care m-am urcat în microbuzul ăla care te ducea spre Deva ca să iei, să iei autobuzul al mare, frate. Iarna, minus 20 de grade. Microbuzul nu avea căldură, frate. Deci am ajuns la Deva deja congelat. N-aveam ce să zic. Asta e. Ajung în Italia, ba pula, acum mă duc autobuzul. Sărăcie, dacă mă întorc, o să mă întorc șmecher. Mă gândeam eu. Bă, fraților, când mi-aduc aminte, abia așteptam să ajung în Italia, dar treceau orele. Am început să mă rog la Dumnezeu să ajung în Italia ca să respir. De ce? Când am intrat în autobuzul al mare și 40 de persoane au desfăcut pachetelul ăla care l-au luat de acasă. Cu ouă fripte,
usturoi de toate înăuntru, frate, voi, deci voi gândiți-vă. Când au deschis sandvișurile, le-am început să-i spun: Doamne, te rog eu din tot sufletul meu, nu vreau să mai fiu bogat, vreau decât să respir. Când am ajuns la Trieste, cred, era noapte, nu mai mi-aduc aminte, am coborât din avion și am început să respir. Nu mai vroiam bani, vroiam să respir, vă dau cuvântul meu de onoare. Bă, dar ceva care eu în viața mea n-am mai întâlnit. 40 de persoane, frate, aveai impresia că mâncau toți același lucru, frate. Ouă și usturoi. În două bucăți de pâine și mănâncă de te dracu de aici. Mă, fraților, cred că am ajuns pe la Udine, ceva de genul ăsta, că era zi. Mă, în momentul ăla mi-am dat seama că ceva nu merge. De ce? În primul rând nu vedeam blocurile ăștia, zgârie-nori, frate. Erau numai case de un etaj, bă, nici de patru etaje, cum în România, decât cu un etaj. Parterul și etaj, parterul și etaj. Am gândit, bă, poate suntem la țară aici, frate. Ăștia, cel puțin la țară, au toți case cu un etaj. Deja e șmecherie. Deja mă gândeam, în oraș o să fie șmecher. Problema care... Că eu am început să văd numai oameni în bicicletă. Mi-a zis, bă, păi a zis ăsta că în Italia nu găsești numai Ferrari, Lamborghini, BMW-uri, Merzane, ce nu o să vezi în viața ta un Renault sau alte alea. Aici văd oameni numai în bicicletă. M-am gândit, bă, corect, atunci chiar suntem la țară. Case mici, un etaj, șmecherie. Și au și ăștia toți bicicletă, frate. Aia mai lipsea să mai văd cai și vaci. Și eram în România. Nu, frate. Case mici, dar cu etaj. Și biciclete să mor, dacă te mint, aveam impresia că e o invazie de biciclete, frate, nu de furnici, de biciclete. N-am văzut toată viața mea atâta biciclete cât am văzut în 5 minute. Nu știu. Am ajuns la Verona, cred. Da, la Verona am ajuns. Dar blocurile ăștia nu le vedeam. Unde pula mea sunt blocurile ăștia? Zgârie nori. Vreau și eu să-mi fac în pula mea un selfie, să-l pun pe Facebook și să mă dau șmecher. Bă, săracilor care ați rămas în România, eu sunt în Italia, sunt și șmecher și uite în ce situație sunt, mâncava și pula voastră. Bă, zgârie nori nu-i găseam, frate, pe niciunde. Pe niciunde. A problema care... Că nu găseam dreptul să-mi fac nici măcar o foto cu o poză cu o mașină, frate. De-aia e șmecheră, cum îmi ziceau tovarășii mei. Păi gândiți-vă că să văd un BMW cu geamuri fumurii. Au trecut cel puțin 2 luni, fraților. Păi ăștia aveau numai Citroene, numai mașini de alea. Bă, mai rău ca în România. Că în România, de bine de rău, le aveam mașinile vechi. Le aveam șmechere. Cu genți. Le aveam cu geamuri fumurii, mai puneai dracu și tu o antenă, o coadă de, cum se numește mai, mă, de rechin acolo, frumos. Ieftineală, sărăcie, dar fac-o frumos. Ăștia nu, frate, mașini micuțe, la consum, motorul 1.2, 1.3, benzină acolo, de-am pulă pe ei geamuri fumurii și au altele. Bă, pot să spun că primele 2 săptămâni au fost destul de frumoase în Italia. Eram turist. Mă plimbam. Poze, video. Făceam și eu, sunam tovarășii. Uite, frate, ce faci, bă? Tu la curuvaci. Eu mă dădeam șmecher, pula mea. Eram șmecher, frate. Eram pe Italia, tărâmul fermecat. Unde găsești câinii cu covrigi în coadă. Apropo, eu nu i-am găsit niciodată. Nu știu unde sunt. Unde i-au ascuns ăștia. Da, eu n-am văzut niciodată în viața mea câini cu covrigi în coadă în Italia. Pula mea. O să mai caut. Poate o să găsesc. Bă, după 2 săptămâni am găsit de muncă în Italia. Am zis, am făcut bani, dați-vă în pula mea. Am bani acum, rup, rup. Să vezi, 2 luni fac
bani, mă întorc în România și mă doare în pulă de toți. O să fiu șmecherul cartierului. Unde am găsit de muncă? Într-o bucătărie. La spălat de farfurii, mâncava și pula voastră. Ba, am intrat în bucătăria asta de la hotelul ăsta, că era închis hotelul. Încă nu era deschis. Voi gândiți-vă că eu am văzut bucătării de genul ăla decât prin filmele cu americani, pe unde se bătea brâzlii cu ăia prin bucătării și dădeau doi pumni, scăpau, ieșeau prin spate, fugeau, se băteau, iar se întorceau. Nu mai am văzut. Ba, am intrat în bucătăria asta, era mare, frate, mare, plină de frigidere, de inox, de mare, frate. Și mesele ăștia lungi, frate, 2-3 metri de mese, mă, toate de fier. Inox. Bă, și un frig în bucătăria asta, dacă era închis hotelul. La un moment dat aveam impresia că sunt într-o morgă. Frigidere mari, mese mari. Deci am imaginam că venea șeful ăla al meu și scotea mortul din frigider și zicea, taie-l, dă te drec. Aia mă gândeam. Hai că facem două insalate în seara asta. Taie două picioare, două mâini și la revedere. Le dăm pe grătar, dă te dracu să mănânce fraierii. Bă, așa aveam impresia. Vă dau cuvântul meu de onoare. Mi-aduc aminte și acum mi-au zis tovarășii, bă, când te duci să vorbești cu ăsta de muncă, încearcă să vorbești cât mai puțin. El vorbește și tu dai din cap. Și zici și tu acolo, si. Și ăla o să creadă că tu înțelegi. Dar tu n-ai înțeles o pulă. Important să te bagi la muncă, las. Bă, am vorbit cu băiatul ăsta, mi-a zis. A vorbit el. Eu... Si. Ne vedem săptămâna viitoare la muncă. Uite așa, vii la ora asta. A 8 dimineața, deja să mă trezesc la 8 dimineața. M-a ca înjurat ăla. Da, asta e. Mamă, bă, du-mă la muncă, frate. Mi-a dus și acum aminte, n-o să uit niciodată. Erau două chiuvete de la... Bă, mari, frate, aveai impresia că sunt căzi, mă. Bă, căzi aveai impresia că sunt. Pline de farfurii, de cești, de tot ce vrei mai... Ce vrei tu acolo găseai să mor dacă te mint. Deja acolo a început să miroase urât chestia cu viață frumoasă în Italia și bani făcuți ușor. Deja am zis... Ciudat. Bă, vă zic decât atât. Într-o săptămână la spălat de vase, am intrat în bucătăria aia că aveam 1,87 m. După o săptămână aveam 1,60 m. Uite așa eram. S-a mor, zici că eram un bătrânel de 80 de ani, mă. Bă, mi-a ieșit o cocoașă. Ha! Mamă, nu mai vreau bani. A zis, vreau să mor sărac, dar să mor drept. Băi, îți dau cuvântul meu de onoare. Doamne, iartă-mă. Acolo mi-am dat seama să n-ai niciodată încredere în bănci și în bănci și în tovarăși, să nu ai încredere. Crede-mă. Bă, cred că după o săptămână m-am lăsat de muncă. Nu mai mi-aduc aminte bine, dar am impresia că m-am întors în România. Nu știu de ce. Că știu că m-am întors oricum din Italia la un moment dat. La un moment dat a venit tot așa un tovarăș de-al meu italian, a venit în România pe la mine și ne-am întors amândoi înapoi în Italia. Că mi-a zis că îmi găsește el un loc de muncă cum trebuie. Da, dar știu că am plecat, am fugit. O lună cred că am rezistat acolo, frate. N-am mai vrut tricouri, n-am mai vrut nimic. Nu mai vroiam Adidas, nu mai vroiam bani, nu mai vroiam mașini, nu mai vroiam nimic. Și apropo, tricoul ăla, cred că v-am zis, tricoul ăla care prietenii mei ziceau că l-au plătit 100 de euro, să mă cac pe ei, era 2 euro pe tarabe, frate. 2 euro, nu 100 de euro. Adidas ia Puma pe 5 euro la chinezi. Mă, fraților, ăsta era story-ul de astăzi. Am făcut repede. Am anumite chestii de făcut. Și nu în ultimul rând,
a tovarășii care m-au convins că în Italia era ceva frumos, găseai aur și bogății peste tot. Să știți că eu vă iubesc, dar să mă cac pe voi, că sunteți tovarăși șmecheri. Ciao, 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 ciao!